Frumoase oi ai, băi, Jenică. A? Frumoase oi ai. Frumoase. Aduse din... Aduse din Tibet. Din Tibet? Din îndepărtatul Tibet. Da. Ce îndepărtat, băi, aici e Tibetul peste pădurea asta, mă. Aaa! Vă salut, oameni buni, bine ați venit pe canalul Fane și Câinii. Suntem din nou la Jenică. Jenică cu Murad aici. Ce faci, măi, Jenică, mă? Uite, știam că vii, ca să spun drept. Păi... Știam că vrei să faci o... Și l-ai pregătit, l-ai pus să tragă de fiare înainte, da? Da. L-am... Pe Murădică. Pe Murădică. Și... Cum îi zice... Mi-ai zis tu că vrei să vii să faci un filmuleț azi, de-aia l-am și scos de aceea de lângă ăsta. Că... Este fane cât al lui Georgica, așa este, adică mă refer. Bă, e mai înalt. E mai înalt. E mai înalt decât al lui Georgica. Da. Mai gros pe bot. La corp e un pic mai închegat al lui Georgica. Da. Aha. Dar n-am avut ocazia să-i mai compar. Să mă, dar oricum, a năpârlit și al tău. A năpârlit. Da, da, da. În condiții de toamnă, iarnă, da, e mai crește, gros. Acum crește părul, acum mai crește. Da, da, da. Arată... Da. Ok. Data trecută când am venit era un pic mai slăbuț, dar... Băi, a trecut și dar... prin boala aia, a făcut babesioză, înțeleg? Mi-ai spus tu că a făcut babesioză și acum e revenit cam 90% și a revenit. Da, da, da. Da, o perioadă de nu l-am mai prezentat, dar cu puțin noroc și medicație, Jenică l-a pus pe picioare. Da, da. E, mare, puțin, mare de, cum să spun, e încă în creștere, are un an și 10 luni acum. Înțeleg? Face an, da, face un an și 10 luni a făcut. Un an și 10 luni acum, da. Da, băi, Jenică, hai că și-a revenit. Dacă Georgică și-a... și l-a prezentat, mi-l prezint și eu, păi numai Georgică să fie... Și-a mai revenit câinele? Da, da, da. Adică pentru cei care spun că... El foarte gros nu se facă, că asta e firea lui, adică cangalul nu e un câine cum e asiaticul central, să cred că am mai spus lucrul ăsta. Nu vreau să mă repet, dar cangalul nu e un câine cum e asiaticul central să fie masiv, gros. Așa e felul lui, dar trebuie să... Da, da, da. Bă, oricum, era mult mai slab, v-am zis, cine zice că e slab, a trecut, cățelul a trecut printr-o boală, babesioză se numește, și deși a făcut deparazitarea externă, dar totuși tot a făcut. Nu știu, cred că i-am dat ăsta, Bravecto. Bravecto. Și totuși a făcut la vreo 3 zile, dar părea mea, eu zic că i-am dat cam târziu, cred eu, pastila aia și nu și-a făcut la efect. Da, băi, bine că a scăpat câinele, da, da. Bine că a scăpat și uite... Că și-a cam revenit, îmi pare bine că și-a revenit. Ce am vrut eu să zic, el oricum, da, așa, cangalii ăștia, dacă ar fi fost niște câini îmbrăcați în păr, cum sunt ciobănești ăștia românești, carpatinii, bucovinenii, avea impresia de și mai masiv, dar așa e felul lor, ca să zic. Da, 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 da. Oricum vreau să, am zis să fac o experiență în toamna asta, să îl montez pe el, că deja acum e aproape de maturizare, are un an și 10 luni. Să-l montez cu asta albă, să vedem ce o ieși, înțeleg? Oricum vor deci ieși vrei să faci o montă, experiment, da, 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 între cangal și bucovinean? Da, da. Nu am, cum să spun eu, și pentru el, așa, pentru sănătatea lui, adică să înceapă și el viața sexuală, ca să zic, una la mână. Cățeaua asta vreau să-i puțin să o montez acum, cu toate că mi-a fătat ura trecută, a avut ciclu trecut, am dat-o la muntă. Să-i reglezi ciclul, să nu mai fete vara, că nu cu vara sau spre sfârșitul primăverii, că nu le merge bine. Și o montez acum și o să mai montez la anul, la toamnă, să fie toamnă de toamnă. Da, să da, nu mai da. Montez în primăvară târziu, să-mi fete spre vară, ca să zic așa. Am și înțeles. Să fie cu el așa, adică să fie o chestie de asta cu el. Bă, eu cred că o să iasă niște exemplare mari. Cineva zice, bă, vreau și eu din Murat, chiar dacă nu este original, că nu mă interesează, nu mă duc cu căței în expoziții. Dar zice, bă, mi-a plăcut așa că, uite cum e cățeaua ta agresivă, alba, Murad e mare, adică să dea niște căței mari, frumoși, temperați, echilibrați, așa, înțelegi? Da, da, da. Și cred că va da ceva bun. Rămâne de văzut, eu cred că asta nu o să mai dureze mult și intră în căldul. Cred eu așa, după cum o văd, cam ce... Da, deci ultima dată când l-am măsurat atunci pe Murad avea... Avea 88, nu cred că 88. Eu să-l măsor într-o zi, acum n-am timp, nu am timp, dacă o făceam acum. Da, cred că cam atât a rămas, la 88. Nu, atâta. Vedem acum să mă duc să-l cântăresc pe un cam, are cineva, are o asociație și are un cântar de ăsta, de cereale mai mare.
Da. Cântăresc pe ăla, să-i cât are, chiar sunt curios la greutate, înțeleg? Da, da, da. Dar oricum, mai mult de 65 de kilograme nu cred că are, 65-70, nu are, că... Oricum, s-ar putea să mai ia, în iarnă s-ar putea să mai ia 3-4 kilograme. Cât e înalt, e bine proporționat și arată bine, nu prea mai contează, dar pentru mine așa să văd cam ce greutate are, știi? Da, da, da. Ați văzut că o perioadă, pentru cei ce v-ați uitat la istoria clipurilor cu Murad, o perioadă nu l-am mai prezentat tocmai din cauza asta, că făcuse babesioză și slăbise foarte mult și Jean s-a ținut de el și l-a salvat. Și acum câinele și-a revenit. Încă nu e în forma cea mai bună. Dacă o să ziceți că e încă slab, da, dar... Era mult mai slab și s-a pus cu medicamente pe el, antibiotice, și a revenit în totalitate câinele. E un câine care are potențial foarte bun, fiind foarte înalt, 88. Căpățâna, după cum se vede, căpățâna e mare. Da, băi, Jenică, ce bine îmi pare că n-a murit, că era să moară, sărat. Și ai văzut că tot i-am urmărit evoluția, da, și... Da. Băi, un câine extraordinar, uite, spun, nu pot să zic că e la fel de agresiv cum e asta, înțelegi? Bine, e și în formare, ăștia după 2 ani de zile se maturizează, știi? Da. E un câine care simte cine e prieten când vine la mine, adică cunoscut, și cine nu și are locul pe aici. Adică, are un câine, e un câine care te cam citește, așa, citește gândul, înțelegi? Da, da, da. Își dă seama, e perspicace. Da, da. Oricum, eu tot am mai venit pe aici și deja mă știe. Spre deosebire de Alba, care vrea să mă mănânce tot timpul. Uite, dacă vrei, o aduc și mai aproape, să o filmezi și pe asta, așa ce... Adu-o și pe Alba. Nu știu, dar să leg pe ăsta. Să leg pe ăsta. Golanul ăsta. Da. Băi, dar oricum, când le dai drumul pe aici, văd că ai super loc aici, da, super mare locul. Da. Aleargă, cred că, într-o veselie. Îți place, a? Ai îngrădit, îmi place cum ai făcut aici. Da, și cu capul în partea asta e. Ia uite-l. Băi, mare mai e. Ce? Hai să mai bem cât un suc, Jeane. Hai, hai că avem aici berile, ne așteaptă bericioaicele. E suc adus din Africa. Din Africa. Frumoase oi ai, băi, Jenică. Frumoase oi ai.